Suntem din nou împreună și vă salutăm cu mare drag, stimați prieteni, care ați ales ca să fiți cu noi la studiul Scripturii. Ne bucurăm pentru că Scriptura găsește interes din partea multor oameni. Iar noi simțim golul acesta, că avem nevoie să cunoaștem și să descoperim Cuvântul lui Dumnezeu. De aceea vă invit ca să participați cu noi în următoarele minute la studiul Scripturii. Și anume, tema pe care o dezbatem în aceste trei luni este bucuria împărtășirii Cuvântului lui Dumnezeu, bucuria mântuirii. De aceea, această bucurie se manifestă doar și se simte doar atunci când transmiți și când ajuți pe cineva ca să înțeleagă un subiect care îi produce bucurie, îi produce pace, și anume să-L descopere pe Iisus Hristos ca Mântuitor. Pentru astăzi avem o temă care sigur că este foarte des dezbătută în mediul creștin, și anume rugăciunea. Dar nu orice fel de rugăciune, rugăciunea de vindecare, care este și ea importantă și sunt solicitări foarte mult pentru rugăciunea de vindecare, dar rugăciunea de mijlocire, care în ea include și rugăciunea de vindecare, și rugăciunea pentru înțelepciune, și rugăciunea pentru binecuvântare. Toate acestea sunt incluse în rugăciunea de mijlocire. Ce este rugăciunea de mijlocire? Trebuie să-L convingem noi pe Dumnezeu pentru alții, ca și cum pe mine Dumnezeu mă iubește mai mult și mă ascultă pentru că sunt într-o relație mai apropiată, iar pe alții Dumnezeu nu-i ascultă, iar noi îl convingem pe Dumnezeu și El se lasă convins de noi. Deci, cu privire la aceste concepții care sunt printre creștini, printre cei care zic că studiază Scriptura, vom discuta despre aceste concepții. Sunt pozitive ele sau sunt înțelese greșit, eronat, datorită omenescului care este în noi și relațiilor pe care noi le avem. De aceea vreau ca această temă să o dezbatem împreună cu prietenii și cu colegii noștri care i-au mai avut și alte dăți în acest platou ca să discutăm Sfânta Scriptură împreună. De aceea vreau să prezint pe doamna Svetlana Moraru. Dânsa este de profesie jurist, iar astăzi vom vorbi despre mijlocire. Sigur că este un concept din juridică și de aceea ea ne va ajuta foarte mult în înțelesul Sfintei Scripturi. Doamna Svetlana, bun venit! Bine v-am găsit! Și colegul și prietenul nostru, Sergiu Gâscă, pastor, ne va ajuta ca să dezbatem Sfânta Scriptură împreună. Bun venit! Bine v-am găsit, vă mulțumim! Aș vrea pentru început, Sergiu, ca să te rogi ca Dumnezeu să ne ajute să înțelegem acest concept care stă la baza credinței noastre, și anume rugăciunea de mijlocire, Dumnezeu să ne lumineze prin rugăciune. Doamne Tată din ceruri, la Tine venim cu mulțumire și recunoștință pentru dragostea Ta, pentru faptul că ne iubești și ne accepți așa cum suntem, pentru momentele acestea frumoase când putem să dezbatem această lecțiune, acest studiu. Ajută, Doamne, ca să fim cei care vom fi receptivi la vocea Duhului Tău cel Sfânt și ceea ce va fi transmis astăzi de aici, din acest studio, să fie, Doamne, în primul rând spre slava numelui Tău și spre bucuria noastră, mântuirea noastră și a celor care vor asculta acest studio. Doamne, în mâna Ta ne încredințăm, binecuvântă-ne Tu, Te rugăm să ne călăuzești spre veșnicie. În numele Domnului Iisus Te rugăm și Îți mulțumim pentru că ne asculți. Amin. Amin. Deci, stimați prieteni, subiectul pe care avem ca să-l dezbatem este rugăciunea de mijlocire. Cred că dumneavoastră și cei care ne ascultă, nu de puține ori vi s-a transmis mesajul rugați-vă pentru mine sau rugați-vă pentru cineva care este bolnav. Rugați-vă pentru un membru al familiei noastre, un coleg de serviciu sau chiar eu personal am zis rugați-vă pentru mine pentru că am o mare problemă. Nu pot să spun problema, dar dumneavoastră mijlociți. Deci conceptul acesta în creștinism nu este unul nou, nu este unul care n-am mai auzit de el, ci noi ne rugăm unii pentru alții și atunci când ne rugăm unii pentru alții este rugăciunea de mijlocire. Ce înseamnă mijlocire? Mijlocire este atunci când intervenim în favoarea cuiva. Și aici aș vrea mai întâi să dăm citire textului de memorizat, pentru că el ne dă o schemă foarte importantă pentru că această rugăciune de mijlocire să aibă un efect, să aibă un rezultat. Da, poftim. Da, deci la Iacov 5:16 găsim
Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Deci vedem că atunci ca să punem în aplicare o rugăciune de mijlocire, este foarte important ca noi să ne mărturisim păcatele, pentru ca noi să fim într-o relație corectă cu Dumnezeu, ca noi să putem să înălțăm rugăciunea fierbinte, respectiv noi trebuie să avem o dragoste față de persoana pentru care noi ne rugăm. Și atunci când versetul spune ca să fim vinecați, probabil aici să aibă în vedere nu doar ar fi o necesitate de vindecare fizică, trupească, dar deseori avem nevoie de o vindecare spirituală, o vindecare duhovnicească. De aceea suntem chemați, asemenea exemplului Iisus Hristos, să fim atenți la starea noastră vis-a-vis de Dumnezeu, dar și la atitudinea noastră față de acel pentru care noi ne rugăm. Da, mulțumim. Am vrut să întreb, Sergiu, de ce spune aici textul sau ce se ascunde sub aceste cuvinte? Unii pentru alții rugați-vă. Știți, atunci când îl căutăm pe Dumnezeu și mijlocim unii pentru alții, de fapt este momentul când noi ne apropiem mai aproape de Dumnezeu. Noi ne dăm seama de fapt că noi suntem cei care îndrăznim să venim la Dumnezeu. Nu că Dumnezeu are nevoie de mijlocirea noastră, ci noi suntem cei care îndrăznim să venim înaintea lui Dumnezeu în favoarea cuiva, spunând diavolului nu. Deci noi ca oameni suntem cei care trebuie să vedem pe oameni nu ca potențiali clienți. Că de fapt în judecățile pământești așa se spune expresia aceasta, am un client, avocatul are un client. La Dumnezeu clienți nu sunt. La Dumnezeu sunt fii și fiice ale Lui care i-a creat după chipul și asemănarea Lui. Și atunci când noi vedem pe omul pentru care venim să mijlocim înaintea lui Dumnezeu, ca fiu și fiica lui Dumnezeu, noi de fapt încercăm să-l scoatem pe om din scrânciobul diavolului. Așa mai exprim eu, da? Să-l scoatem pe om din scrânciobul diavolului, pentru că diavolul încearcă să ne dea în acest scrânciob prin diferite metode, ca câteodată să ne adoarmă, câteodată să ne facă să suferim prea tare și să-l lepădăm pe Dumnezeu sau să ne dezicem de Dumnezeu. Dar atunci când noi mijlocim, adică venim și spunem, Doamne, cea mai frumoasă rugăciune de mijlocire este a Domnului Iisus, dar astăzi vreau să mă refer la rugăciunea lui Moise. Când spune, Doamne, dacă ei nu intră cu mine, nici eu nu vreau să intru acolo, șterge-mă din cartea vieții. Deci eu cred că încă n-am ajuns nimeni ca să ne rugăm în felul acesta ca Moise. Dar uitați-vă că anume aceasta implică substituire, adică când eu mă pun în locul persoanei. Mă gândesc că atunci când facem rugăciune de mijlocire pentru cineva, sigur că se scot în evidență anumite părți de caracter care ele sunt dumnezeiești, sunt cerești, anume, care este motivul pentru care tu vii să mijlocești în favoarea cuiva? Pentru că ți pasă, pentru că îl iubești, pentru că ți este drag, este o persoană care nu ți închipui cum să fie viața fără el, cum el să plece din viață, da, să moară pentru că este bolnav, iar alt motiv este cum veșnicia să o trăiesc fără el, da, fără vecinul meu, fără prietenul meu. Este o concepție în care creștinii, iubindu-i pe alții, sunt împinși unii pentru alții să se roage. Iar aici, calitatea aceasta dumnezeiască este reflectată într-un mod foarte frumos. Dacă se poate încă un moment, dacă tu vii înaintea lui Dumnezeu ca din oficiu, pastor, eu vin la om și... Ca pastor, trebuie să mă rog. Oficiant. Da, eu vin și oficiez rugăciune de mijlocire, dar nu am ajuns să înțeleg suferința. Nu am ajuns ca să fiu cel care mă cobor la nivelul lui și îndrăznesc împreună cu el ca să vin înaintea lui Dumnezeu, atunci degeaba fac rugăciunea aceasta. E doar ceva. Cum de fapt și în justiție sunt, da? Avocați din oficiu și avocați... Aleși de cel care e inculpat. Cel din oficiu, el vine să-și facă slujba, dar nu are interesul ca să-l scoată din problema care este pe cel pentru care el vine. Cel care este ales de inculpat, atunci el pune tot efortul și vine și plânge împreună și se
sfătuie și doresc ca să facă lucrurile acestea. Vrut să întreb pe sora Sveta, în justiția de astăzi, există conceptul de mijlocire? Da, desigur. Deci, în justiția de astăzi avem noțiunea de nu doar de avocat care vine să pledeze în favoarea clientului său, dar avem și noțiunea de mediator, deci este așa un model care vine să ajute soluționarea cauzei pe cale extrajudiciară. Deci de a încerca să soluționeze conflictul pe cale amiabilă. Uh-huh. Dar vreau să pledez un pic și în favoarea avocaților, pentru că fratele meu a zis că un avocat ales s-ar stărui mai mult decât cel din oficiu. Cred eu că avem mai puțin de aceștia, pentru că, de fapt, menirea avocatului este să își apere clientul său cu toate mijloacele legale posibile, indiferent dacă el este unul ales sau unul din oficiu. Dar vreau să întreb, este pentru avocați un jurământ, așa pe cum o dau medicii, ca să lupte până la ultima picătură de viață, în care atunci când ei dau la licență, să dea jurământul că voi apăra... Deci, uitați-vă, este codul deontologic care îi obligă pe avocați să-și facă meseria conștiincios, corect, în cadrul legal, pentru ca să apere cu toate mijloacele posibile interesele clientului său. Da, vă mulțumesc pentru gândurile frumoase. Ar vrea ca să facem un pas mai înainte și să privim rugăciunea de mijlocire din punctul de vedere al luptei care există între bine și rău, între Iisus Hristos Mântuitorul și între dușmanul omenirii, așa precum ați menționat, diavolul sau satana. Lupta aceasta noi știm că s-a început în cer. Care sunt cei doi protagoniști care sunt implicați în această luptă? Deci este Mihail, iar cine este Mihail? Iisus. Este Iisus Hristos. Sau după termenul ebraic, Mihail, deci cine este cel care este deopotrivă cu Dumnezeu? Pe de altă parte este Satana sau șarpele cel vechi, numit diavolul Satana, acela care înșeală întreaga lume. Și unul și altul pretinde că lumea aceasta este a lui. Iisus Hristos pretinde că este a lui pentru că el a creat-o și aparține de drept lui. Satana zice, nu, eu am câștigat-o și ei au ascultat de mine și lumea este a mea. Iar oamenii sunt implicați între cele două forțe. Care este rolul rugăciunii în această luptă? Deci, tocmai această rugăciune de mijlocire își are un rol imens în această luptă, și anume pentru că Dumnezeu nu folosește cele metode pe care le obișnuiește Satana, deci Dumnezeu respectă libertatea omului, el nu forțează conștiința și nu manipulează voința. Deci atunci când Dumnezeu este rugat să intervină în viața unui om, el poate să o facă. Și acest mijloc de intervenție este anume rugăciunea de mijlocire. Dacă se poate, aici încă un moment, mi-aduc aminte rugăciunea de domnească a Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos a inclus acolo câteva cuvinte. Și nu ne duce în ispită și ne izbăvește de cel rău. Deci atunci când noi venim înaintea lui Dumnezeu, noi trebuie să strigăm tare. Când venim în rugăciunea de mijlocire, noi trebuie să strigăm tare, Doamne, apăr-ne de cel rău. Adică atunci când, dacă noi putem să facem o rugăciune tăcută în cămăruța noastră, în inima noastră, în mintea noastră, să o adresăm lui Dumnezeu, atunci rugăciunea de izbăvire de cel viclean trebuie să fie tare spusă. De ce? Pentru că se audă Satana că noi vrem scăpați de el, dar ne poate scăpa doar singurul Domnul Iisus Hristos, care a câștigat dreptul acesta acolo la Golgota. Deci ar fi, pe lângă faptul că Satana ne forțează să rămânem cu el, noi trebuie să strigăm tare la Domnul Iisus Hristos, care el și-a câștigat mielul din Iuda, da? Sau leul din Iuda, care și-a câștigat dreptul ca să intervină în apărarea noastră, anume să se pună protecție, garde, protecție între noi și Satana. Am vrut să întreb, în justiția modernă există concepția că dacă clientul sau vinovatul respinge avocatul, acela oricum cu sila
preia cazul și dosarul îl duce. E posibil așa dacă nu. Clientul zice, eu resping ca avocat? În justiție, unul din drepturile fundamentale a clientului este dreptul la apărare. Deci, mai întâi, el poate să-și aleagă un avocat dacă are posibilitatea să-l achite, iar dacă nu, statul îi oferă acestui avocat din oficiu. Dar și aici, în cazul în care clientul simte că nu poate să fie într-o... Deci să fie absolut deschis cu acest avocat, el are dreptul să solicite ca să-i se schimbe avocatul, pentru că ei trebuie să fie într-o sinergie cumva, pentru ca să aibă o încredere în acest avocat, pentru ca să simtă în siguranță în cadrul acestui proces că drepturile sale sunt apărate eficient. Bine, dacă el refuză orice avocat, orice intervenție a avocatului, sunt cazuri când clientul singur poate să-și apere cauza în fața instanței, dar sunt cauze expres indicate în codul de procedură penală în care el nu poate să apară în fața instanței de judecată fără un avocat. Și atunci deci el trebuie să accepte un avocat care să-i apere interesele. Mă gândesc la partea spirituală. Omul sau păcătosul are nevoie de avocat sau de mijlocitor. Iar dacă el nu-l invită, nu-l cheamă, nu mijlocește altcineva pentru el ca să vină avocatul, să-i apere, cine oare evalua cazul ca să-l prezinte în fața judecății? Dacă însăși păcătosul nu îl cheamă pe Iisus ca mijlocitor. Deci... Cred că atunci când păcătosul nu îl cheamă pe Iisus ca mijlocitor, indică la starea lui, cât este de gravă starea lui atunci când el nu dorește să aibă un apărător în cauza sa în fața lui Dumnezeu. Aici aș vrea să mă refer un pic la rolul de mijlocitor al lui Iisus. Deci este foarte important ca noi să îl înțelegem corect. Deoarece în... sistemul de justiție civil, penal, așa cum noi îl cunoaștem, deci el se bazează pe următoarea schemă. Avem un avocat care este apărător, avem un procuror care este acuzator și deasupra lor stă judecătorul care are puterea de decizie asupra cazului respectiv. Și deseori noi încercăm să plasăm acest model și în cazul lui Iisus ca avocat, ca apărător, considerându-l pe Satana ca un acuzator sau părâșul fraților și încercăm să-l vedem pe Dumnezeu ca cel la care trebuie să venim cu rugăciune, da, cu dovezi, cu probe și să-l rugăm, să-l implorăm pentru cel păcătos. Dar trebuie să menționăm că modelul justiției moderne nu este preluat de modelul de sus. Sau nu în totalitate că, reflectă. Da? Absolut, nu în totalitate reflectă, pentru că, de fapt, sensul mijlocirii lui Iisus nu este... de la păcătos spre Dumnezeu, dar este de la Dumnezeu spre păcătos. Și Iisus, de fapt, nu ne apără de Dumnezeu, Iisus ne apără de păcat. Și atunci când Iisus, în calitate de avocat sau de apărător, mijlocește în fața lui Dumnezeu, el nu vine cu înduplecare cu privire la acest condamnat, să-i spunem, ci mai degrabă încearcă să-l convingă pe condamnat cu privire la statutul lui Dumnezeu ca judecător, convingându-l că acest judecător, Dumnezeul nostru, Tatăl nostru din ceruri, de fapt el îl iubește pe condamnat, de fapt el l-a dat pe fiul său ca jertfă pentru acest condamnat ca el să aibă viață. Deci aceasta ar fi diferența între... Da, e un gând foarte frumos. Când spuneați gândul acesta, mă gândeam la cuvintele Apostolului Pavel, care vorbește despre bunătatea, mila și iubirea lui Dumnezeu și după aceea zice, și vă rog, vă implor, dar zice el, împăcați-vă cu Dumnezeu. Adică rugăciunea de mijlocire nu este direcționată spre Tată, Doamne, ai milă de ei pentru că... ei sunt așa cum sunt. Ci îl îndeamnă pe păcătos...
privește la iubirea lui Dumnezeu, El te va primi, El te va apropia. Să-L cunoască pe Dumnezeu. Nu degeaba vroiam aici să menționez că atunci când oamenii ajung să-L cunoască pe Dumnezeu, să cunoască dragostea lui Dumnezeu, să înțeleagă cât este important să fie eliberați de povara păcatului care îi apasă pe ei, ei nu pot să tacă, ei nu pot să nu se roage pentru alții, ei nu pot să fie egoiști și să-și rețină această dragoste pe care au cunoscut-o doar pentru ei. Deci ei vin cu această de rugăciune și mijlocire pentru toți cei dragi lor, pentru toți cei apropiați, pentru că așa ei doresc să-i vadă alături de Dumnezeu, deci, dar aici pe pământ, dar și în ceruri. Rugăciunea de mijlocire izvorăște din pasiune pentru ceilalți. Da. Găsim pe Domnul Iisus în Evanghelie că se ruga mult, deseori. Dimineața de vreme, pe când era încă întuneric de tot, Iisus se ruga. La botez, Iisus se ruga, cerul s-a deschis, da, și avem alte texte. Iisus se ducea în locuri pustii și se ruga. Pentru ce se ruga Iisus? Am găsit un citat în Spiritul Profetic care spune așa, că viața lui Iisus era de felul acesta. Sau în cartea Viața lui Iisus spune că Iisus privea deasupra lumii și deasupra tuturor timpurilor viitoare. Iar cuvintele sale se refereau la fiecare suflet. Deci de aici reiese că El s-a rugat și pentru mine. S-a rugat pentru fiecare dintre noi. Că așa spune rugăciunea de mijlocire. Te rog nu numai pentru ei, dar pentru tot cei ce vor crede în tine prin cuvântul lor. Deci trebuie să înțelegem un lucru, că Domnul Iisus Hristos în primul rând se ruga pentru sine, pentru o consacrare de plină, pentru că scrie că ceea ce a făcut El pe acest pământ n-a făcut prin puterea Lui de Dumnezeu proprie, ci cerea putere de la Tatăl permanent în fiecare zi. Deci în fiecare zi El avea nevoie de această putere care doar Tatăl i-o putea oferi pentru ziua respectivă. Apoi se ruga pentru bolnavii care trebuia să-i întâlnească, pentru flămânzii care trebuia să-i hrănească, pentru toți cei care, cu care intra în contact. Deci Domnul Iisus Hristos nu s-a rugat doar pentru sine, ci pentru întreaga lume și pentru apostoli. Chiar lui Petru îi spune, clar îi spune, Satana a cerut să vă cearnă, dar eu m-am rugat pentru tine. Nu pentru voi, spune, dar pentru tine. De ce? Pentru că Domnul Iisus Hristos cunoștea că Petru va fi cel care se va lepăda. Și de aceea intervine în rugăciunea de mijlocire direct pentru Petru, nu pentru toți ucenicii, dar pentru persoana respectivă. Găsim pe Iisus că în mod public se ruga și pentru hrană, pentru bolnavul care trebuia să fie vindecat. Iar rugăciunile Mântuitorului publice sunt foarte scurte. Fie o frază, două sau poate câteva cuvinte este rugăciunea lui. Pe când rugăciunea personală, nopți întregi. Ce avem de învățat de aici? Cum se face rugăciunea publică? Și cred că avem de învățat și în biserici. Pentru că rugăciunea personală este de câteva secunde, da, devoțiunea sufletească, iar rugăciunea publică obosește, zice Cuvântul Inspirat, și pe îngeri și pe oameni obosește. Ce avem de învățat de la Iisus? De fapt, Dumnezeu cunoaște nevoile noastre, da? Dar ce aș vrea să menționez aici, că stăruința noastră în rugăciune demonstrează dependența noastră totală de Dumnezeu. Și atunci, cu adevărat, când suntem în cameruța noastră, tainică, ascunsă, noi ne vărsăm acolo toată slăbiciunea noastră, toată neputința noastră, toate păcatele noastre care noi trebuie să le mărturisim, pentru că, așa cum am citit în versetul din Memorat, noi trebuie mai întâi să venim cu mărturisirea păcatelor noastre și apoi să avem îndrăzneală, să cerem de la Dumnezeu. Dumnezeu așteaptă umilința noastră, smerenia noastră. Iar în rugăciunea publică este suficient doar să menționăm acele, pe scurt, acele probleme pentru care noi ne rugăm, pentru că, de fapt, El le cunoaște. Cineva spunea, dacă mă pregătesc pentru o predică 15 minute, pot să predic o oră jumate. Dar dacă mă pregătesc o oră jumate, măcar, pot să predic, să ajung să predic 15 minute. Exact același lucru e și cu rugăciunea. Dacă mă rog mult acasă, în public eu mă voi ruga doar la tematică. Dar dacă acasă eu nu practic, cum ați spus singur, 30 de secunde rugăciunea Tatăl nostru, am spus o repede,
cum cineva odată era o întâlnire de pastori într-o familie și când la masă au pus masa la prânz ca să mănânce, copilul strigă: tată, tată, pot să mă rog eu? Nu, tată, cum să nu-i dea voie copilului către toți pastori să se roage? Toți s-au ridicat în picioare, vreo 7-8 pastori erau la masă și copilul începe: Doamne, Tu știi pentru ce ne rugăm. Amin. S-a așezat și a început să mănânce. Dar ceilalți așteptau nedumeriți ce fel de rugăciune. Deci așa cam se întâmplă în rugăciunea noastră personală, particulară. Doamne, Tu știi pentru ce noi ne rugăm. Și pentru asta și pentru asta și le-am enumărat și am plecat. Dar când ieșim în public, noi vrem să arătăm pioși că suntem oameni ai rugăciunii și când înșerăm câte o rugăciune de jumătate de oră, că oamenii... Cuvinte sofisticate. Da, oamenii se gândesc că ăsta e omul rugăciunii. Dar e un lucru important în textul 15 din Iacov 5, spune: rugăciunea făcută cu credință. Nu e destul doar să vii în rugăciune și să spui: Doamne, am știut eu că nu vei mai răspunde, dar m-am rugat și eu. Aș vrea să deschid o paranteză, nu avem în studiul, dar fiindcă am fost telefonat săptămâna aceasta de cineva și m-am întrebat cât de corect este ca să ne rugăm în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Deci formula pe care o spunem la botez, cât de corect este ca să menționăm cele trei nume în rugăciune atunci când încheiem rugăciunea. Zic, nu este corect, pentru că ne rugăm Tatălui, dar prin mijlocirea lui Iisus Hristos, așa zice Iisus, vă veți ruga Tatălui prin Fiul și vă va fi dat dacă veți face lucrul acesta. Iar noi deseori facem greșeala pentru că spunem formula botezului, când ne adresăm candidatului, te botez în numele Tatălui, Fiului și a Sfântului Duh, noi spunem aceleași cuvinte, le spunem la rugăciune. Deci rugăciunea noastră trebuie să fie nu numai una a emoțiilor, dar, cum zice Apostolul Pavel, mă voi ruga și cu mintea. Da. Adică fiecare cuvânt trebuie să fie cântărit. Când vii înaintea Domnului, nu poți să spui orice fără ca să-ți dai seama, iar deseori prin cuvinte noi îl înjosim pe Dumnezeu gândind că facem bine. Și zice Apostolul Iacov că cine vorbește mult n-are cum să nu păcătuiască și să zică ceva greșit. Deci ea și rugăciunea de mijlocire și orice rugăciune trebuie să fie cântărită. Dacă să intru în paranteza asta puțin, vă rog, aș putea spune, nu e păcat să invocăm numele Tatălui, Fiului și Sfântului Duh în rugăciune. Nu mai depinde în ce context. Noi, Domnul Iisus Hristos, tot ce veți cere de la Tatăl în numele meu, Tatăl vă va da. Dar să invoci numele Tatălui, Fiului și Sfântului Duh nu e păcat, pentru că poți să spui, te implorăm, Părinte Ceresc, sau te proslăvim, Părinte Ceresc, sau fii proslăvit, Dumnezeu Tată, Fiul și Duh Sfânt. Proslăvire, da, deci, dar cererea este, dar cererea, rugăciunea trebuie să fie numai decât în numele mijlocitorului, Domnului Iisus Hristos. Da, mulțumim. Ați menționat rugăciunea Domnului Iisus care zice lui Petru: Satana v-a cerut să vă cearnă, dar eu m-am rugat pentru voi. Iisus știe dinainte. Iar rugăciunea de mijlocire și rugăciunea trebuie să privească nu numai prezentul, ci și viitorul, ce se poate întâmpla. Îl găsim pe Iov care mijlocește pentru copiii săi în viitor ce se va întâmpla. Cine spun toate aceste cazuri? Rugăciunea de mijlocire nu rezolvă problemele prezente, ci abate la distanță pentru și pentru viitor. Haideți să vorbim despre rugăciunea de mijlocire a Apostolului Pavel, pentru că el deseori spune: în rugăciunile mele vă pomenesc și pe voi. Ce spune el celor din Efes? Da? Cum este rugăciunea Apostolului Pavel? Rugăciunea Apostolului Pavel către Dumnezeu este o rugăciune de mulțumire pentru frații săi de credință din Efes și este un lucru important ca noi în rugăciunile noastre să-i mulțumim Dumnezeu pentru toate binecuvântările sale care le revarsă și inclusiv pentru acei pentru care l-au primit, care îi slujesc din dragostea lui Dumnezeu, pentru acei pentru care ne rugăm. Deci aceasta este un moment foarte important. De asemenea, Pavel se roagă pentru un duh de înțelepciune și descoperire a acestor credincioși din Efes. Și deci această rugăciune a lui Pavel cred că ar fi un model pentru noi de călăuză în rugăciunile noastre de mijlocire. Mă gândesc că Apostolul Pavel, el știe să vorbească foarte bine, știe să laude și chiar ziceau credincioșii din Corinte, așa zice el în scrisori, dar când vine nu ne mustră așa aspru, da?
El ar fi putut să zică, uite, vă laud pe voi pentru credința voastră, vă spun că voi sunteți bravo, ci el zice, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru voi. De ce mulțumirea aceasta nu vine direct credincioșilor, ci spune lui Dumnezeu, dar pentru tine? Pentru că atunci când recunoști că Dumnezeu lucrează prin om, tu nu poți să mulțumești omului. Când îți dai seama că omul a intervenit direct, parcă nu poți să spui, Doamne, îți mulțumesc ție de față cu omul, că el m-a ajutat. Dar când știi concret că Dumnezeu lucrează prin respectivul și tu te-ai rugat pentru respectivul și omul intervine în viața ta, tu atunci, nemijlocit, trebuie să mulțumești lui Dumnezeu pentru intervenția lui divină prin persoana respectivă. Dar vreau să vă gândiți în mod practic. Da, am mâncat la masă, o mâncare foarte gustoasă și zic soții, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru mâncarea gustoasă pe care ai făcut-o. Zicem corect sau nu? Da, cred. Și soția zice, dar ce îi mulțumești? Mulțumești mie, eu am făcut-o. De fapt, nu știu cine practică felul acesta, dar asta ar însemna că... Ar trebui să practică. Asta e, ar însemna, dacă s-ar practica lucrul acesta, asta este valoarea nestimabilă a lui Dumnezeu, a soției în ochii lui Dumnezeu. Adică ar da o valoare deosebită. Și totuși poți să faci lucrul acesta, dar poți să nu-l faci. Totul depinde de relația ta cu Dumnezeu. Da, mulțumim mult. Mergem un pas mai departe ca să privim dintr-o altă perspectivă marea luptă. De ce rugăciunea de mijlocire este atât de actuală, atât de importantă în contextul marei lupte, da? Iar cartea prorocului Daniel ne descopere o nuanță pe care nu o găsim în altă parte despre cu privire la această luptă. Și care este subiectul care îl descrie aici în capitolul 10 din Daniel? Este rugăciunea de mijlocire a lui Daniel pentru poporul său, pentru poporul care era în robia babiloniană. El cunoscuse din cartea profetului Ieremia că se împlineau deja 70 de ani ai robiei și după 70 de ani poporul trebuia să fie eliberat și adus înapoi, dar observa că se amână împlinirea acestei profeții. Și el atunci a venit în rugăciune de mărturisire înaintea lui Dumnezeu pentru popor, în rugăciunea de mijlocire și se roagă pentru aceasta. Și iată, vine reprezentantul cerului, vine la Daniel și îi spune, din prima zi rugăciunea ta ți-a fost ascultată. Deci, dar răspunsul nu a venit. Răspunsul nu venea. Săptămâni, deci noi, aici este o lecție foarte importantă pentru noi. Noi nu trebuie să ne gândim dacă răspunsul întârzie că Dumnezeu ne-a uitat. Că Dumnezeu nu a luat aminte la rugăciunea noastră. Orice rugăciune adusă în numele lui Iisus Hristos, ea va fi ascultată de Dumnezeu. Adică va fi luată în considerație. Numai că răspunsul... Nu în zadar Domnul Iisus Hristos în exemplul rugăciunii domnești a spus facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Deci noi nu trebuie să uităm că voia lui Dumnezeu trebuie să se împlinească chiar și atunci când nouă ni se pare că răspunsul ar trebui să fie cel mai urgent, cel mai stringent, adică imediat. Dar Dumnezeu poate să amâie, deci, Daniel s-a rugat și nu primește răspuns. Dumnezeu a dat răspuns, Daniel nu primește răspuns. Se pare că între Dumnezeu și Daniel există o barieră și răspunsul nu poate ca să ajungă. Care e problema? Da, uitați-vă, problema de fapt este tocmai această luptă cosmică între bine și rău și ne găsim răspuns la Daniel capitolul 10 cu versetele 12-13. Uitați-vă, el mi-a zis, Daniele, tu nu te teme de nimic, căci cuvintele tale au fost ascultate din cea din tâi zi, când ți-ai pus inima ca să înțelegi și să te smirești înaintea Dumnezeului tău și tocmai din pricina cuvintelor tale vin eu acum. Deci vedem inima lui Daniel, care era
venită cu smerenie în fața lui Dumnezeu și cu o dorință aprigă din iubire pentru poporul său, da? Dar ce se întâmplă? Dar căpetenia împărăției Persiei mi-a stat împotrivă 21 de zile. Aici așa este numit de fapt Satana, deci el s-a împotrivit 21 de zile. Deci aici este scoasă în evidență lupta între bine și rău și atunci când noi s-ar părea că nu primim răspuns la rugăciunea noastră, noi oricum ar trebui să fim liniștiți pentru că Dumnezeu ascultă din prima zi rugăciunea noastră, din prima clipă. Dumnezeu trebuia să-și împlinească făgăduința, să scoată poporul Israel din robie, dar Satana se amestecă și împiedică. Ce drept are el să se amestece și să împiedice? Pretinde că și-a câștigat dreptul acolo în Eden. Și nu numai acolo în Eden, dar și prin ascultarea lor. Uite, ei se închină încă idolilor, ei nu te ascultă pe tine, nu împlinesc poruncile, nu te iubesc pe tine, înseamnă că ei sunt a mie. Eu hotărăsc pentru ei. Și pe parcursul istoriei, anume aceasta arată că atunci când omul alege ca să asculte de Satana, Satana pretinde că este domnitorul lor. Dar Domnul Iisus Hristos a spus, vine Domnul veacului acesta cu care eu n-am nimic. Deci noi acum suntem puși în dilemă de alege. Cui vrem să slujim? Și Domnul Iisus a spus, alegi pe Mamona, Mamona este Dumnezeul tău. Alegi pe Dumnezeu, Domnul Creatorul, El este Dumnezeul tău. Deci alegerea, rugăciunea de mijlocire, îi dă dreptul juridic lui Dumnezeu ca să intervină în viața oamenilor și nu numai a individului personal, ci și în viața întregului popor, ca el să-și împlinească făgăduința. Vedeți că măcar că Dumnezeu a făgăduit, totuși împlinirea făgăduinței lui este condiționată prin voința ta sau prin cererea ta pe care o pui înaintea lui Dumnezeu. Dacă ar fi să vorbim despre prorocul Samuel, da, și îmi place foarte mult cuvintele pe care el le spune, și tocmai aici se descoperă un adevăr fundamental. Și el numește că dacă într-o zi, și vreau să citesc textul, spune că departe de mine să păcătuiesc împotriva Domnului. Și anume, ce consideră el ca un păcat împotriva Domnului? Spune, încetând să mă rog pentru voi. Deci ca să încetezi, să înalți rugăciune de mijlocire este un păcat împotriva Domnului. Dar cineva zice, dar n-am făcut nimic rău, ce păcat a făcut? Faptul că nu ai mijlocit, faptul că nu te-ai rugat pentru popor, pentru colegii tăi, pentru prieteni, pentru biserica ta, pentru cei care tu îi consideri că au căzut în păcat, aceasta ce înseamnă? Este un mare păcat. Ce stă la baza conceptului pe care îl descrie Samuel? Ce stă aici? Mare păcat că nu mă voi ruga. Eu cred că aici miza este enorm de mare, deoarece aceasta vizează viața veșnică a celor pentru care noi ne rugăm. De aceea este păcat să nu te rogi, pentru că de fapt tu îi lași în voia... Adică nu ți mai pasă? Da, ție nu ți mai pasă și ei rămân fără sprijinul pe care tu îl oferi prin această rugăciune de mijlocire. Dacă nu ți mai pasă, înseamnă că nu mai iubești. Dar dacă nu mai iubești, nu mai reflecți chipul lui Dumnezeu. Și această persoană rămâne în pericol. Deci asta ar fi în viziunea mea. Deci înțelegem până la urmă că rugăciunea de mijlocire nu face bine celui pentru care eu mă mijlocesc în rugăciune, ci rugăciunea de mijlocire este benefică pentru cine? Pentru mine care mă rog pentru el. În primul rând pentru mine, dar în a doilea rând și pentru cel care mă rog. Am avut situații care m-am rugat pentru oameni în general care niciodată nu s-au rugat. Și după ce am plecat, vorbea prin sat. A fost și s-a rugat pentru mine. Nu știți ce am simțit eu atunci când s-a rugat pentru mine, când a spus numele meu în rugăciune. Și m-am gândit anume la momentul acesta că nu zadar spune, mare putere are rugăciunea celui neprihănit. Adică celui care și-a predat în primul rând viața lui Iisus, celui care intervine în această rugăciune de mijlocire. Ceea ce depinde de Samuel, și chiar este și Iov adus ca exemplu în lecțiunea noastră, el totdeauna, cu toate că era blamat, Iov, da? Era blamat, era vorbit de rău de prietenii lui, era condamnat de prietenii lui, el totuși se ruga. Și chiar în final Dumnezeu accentuează lucrul acesta. Duceți-vă la robul meu Iov ca el să se roage pentru voi. Deci cel care nouă din punct de vedere ne spare, e, cine e ăsta ca să vii să mai roage pentru mine?
Ei, dar las că știu eu viața lui. Știți-mă. Noi nu știm relația omului cu Dumnezeu. Omul care îndrăznește să se roage pentru cineva, în primul rând, el trebuie el să se pregătească. Deci chiar și în rugăciunea de mijlocire la patul celui bolnav, trebuie să aibă loc o pregătire. Da, rugăciunea este o disciplină bună pentru cel care se roagă. Aș vrea să menționez aici, dacă tot vorbim despre beneficiarii rugăciunii de mijlocire, că este cel care înalță această rugăciune, este acel pentru care se înalță, aș menționa aici că beneficiar al rugăciunii este și Dumnezeu, Tatăl. Pentru că noi toți suntem copii ai Lui și Dumnezeu a adus pe Fiul Său ca jertfă pentru ca niciunul să nu moară, dar toți să vină la mântuire și toți să aibă viața veșnică. De aceea noi n-ar trebui să uităm că atunci când noi înălțăm rugăciunea de mijlocire, noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu pentru mântuirea acestei. Dacă tot am vorbit că rugăciunea de mijlocire este atât de bună, este atât de frumoasă, este dumnezeiască și am pretinde ca totdeauna să fim ascultați, pentru că așa a zis Domnul, n-are cum să nu ne asculte. Ce ar însemna din partea noastră dacă pretindem că Dumnezeu va răspunde 100%? Și cum zicem noi și cum vrem noi și când vrem noi? Deci important este să ne rugăm ca voia lui Dumnezeu să se împlinească. Să fim deschiși și să fim gata să așteptăm și să primim orice răspuns din partea lui Dumnezeu. Știți că noi putem să ne rugăm lui Dumnezeu, dar să avem răspuns de la Satana. E un lucru care e... Da, e o temă grea aici. E o temă grea, pentru că depinde cât de mult mă atașez eu de Dumnezeu. Dacă eu sunt atașat de Dumnezeu personal, răspunsul va veni, desigur, la cel de care eu sunt atașat. Dar dacă eu fac lucrul acesta de ochii lumii și chiar spun rugăciuni învățate, pentru că se aud de deseori și rugăciuni poezii, adică aceeași rugăciune de 5 ani în urmă, am auzit-o la respectivul, de câte ori se roagă, aceeași rugăciune peste 5 ani de zile, tot aceeași. Asta este rugăciune învățată. Și am avut în experiența mea, când într-o biserică, un frate îmi spune, frate, să-mi scrii rugăciunile dumneitale ca să le învăț și eu. Și i-am spus simplu. Cuvintele ar avea putere magică. I-am spus simplu, eu nu am rugăciuni care pot să le scriu. Dacă vrei să-ți o scrii, trebuie atunci când o spun, repede să-ți notezi. Pentru că eu nu spun rugăciuni învățate. Deci trebuie să înțelegem că atunci când ne rugăm, rugăciunea trebuie să iasă din interiorul nostru, din relația noastră. Zice psalmii, vărsați-vă sufletul înaintea lui Dumnezeu. Aceasta ar însemna rugăciunea. Stimați prieteni, vreau să vă mulțumesc pentru gândurile frumoase care le-ați spus în discuție, în dezbatere. Sigur că foarte mult avem de vorbit la rugăciunea și în mod deosebit la rugăciunea de mijlocire, dar am încercat ca să privim așa dintr-o perspectivă a Scripturii de ce rugăciunea de mijlocire este rugăciunea creștinului și în mod deosebit creștinului de astăzi. De când s-a început pandemia, cineva dintre specialiștii internetului zic că cuvântul cel mai căutat în internet a fost rugăciunea. Deci nevoile, problemele, necazurile, întristările îi conduc pe oameni la rugăciune. Iar astăzi este frumos și bine primit, așa cum zice Scriptura, ca să ne rugăm unii pentru alții și bine primit nu numai din partea oamenilor, ci și din partea lui Dumnezeu. Vreau să vă mulțumesc pentru că ați fost împreună cu noi la studiul Scripturii. Am vrea la încheiere ca să ne rugăm ca ceea ce am zis să trăim și să nu facem păcatul acesta ca să ne oprim, să mijlocim în rugăciune pentru cei care îi cunoaștem, pentru oameni. Sora Svetlana, vă rugă! Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim, Doamne, pentru această lecție importantă pentru noi. Te rugăm ca să ne ajuți să fim smeriți întotdeauna în fața Ta. Te rugăm ca să ne înveți să iubim așa cum a iubit Iisus, așa cum ne iubești Tu. Și ajută-ne, Doamne, ca să înălțăm întotdeauna rugăciunile noastre fierbinți la tronul Harului Tău. Te rugăm, Doamne, toate acestea în numele Fiului Tău, Iisus Hristos. Amin. 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 Ce putere este oare în rugăciunea de mijlocire? Ce se ascunde acolo? Sigur că în urma discuției pe care am avut-o este reflectarea caracterului Domnului Hristos care ne vrea binele, care ne iubește și mijlocește. Este o cântare care zice, stăruitor, mângâitor, Iisus se roagă pentru tine. Mântuitorul se roagă pentru noi, iar aceasta îi dă putere
credinciosului ca să acționeze și să meargă mai departe. Spunea regina Angliei, regina Maria, zice, mă tem de rugăciunile reformatorului Knox, zicea, mai mult decât 20.000 de soldați într-o armată. Mă tem mai mult de rugăciunile acestui om. Cred că reformatorul nu zicea cuvinte magice, cuvinte care să străpungă sufletele, ci legătura lui cu Dumnezeu și sinceritatea lui dădea putere cuvintelor pe care le spunea în rugăciune. Vreau să vă mulțumesc pentru că ați fost împreună cu noi. Distribuiți acest material și trimiteți și prietenilor dumneavoastră care știu că are o nevoie de rugăciune și pentru care dumneavoastră vă rugați. Iar până data viitoare vă doresc numai bine!